Caz tulburător în capitală. O bătrână de 71 de ani ar fi fost agresată fizic și violată în propria casă. Totul s-a întâmplat în data de 22 mai într-o locuință din Orășelul Durlești. Pentru documentare la locul faptei s-a deplasat poliția împreună cu medicii de pe ambulanță. În urma cercetărilor s-a aflat că femeia lucra în grădină când vecinul ei, un tânăr de 26 de ani, fiind în stare de ebrietate avansată, a deschis poarta și a intrat. Bănuitul a dus-o cu forța pe vecină în casă și acolo a violat-o, iar apoi a plecat într-o direcție necunoscută. Femeia a fost preluată de o ambulanță și dusă la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Suspectul a fost reținut la scurt timp, pe urme fierbinți. La audieri, individul și-ar fi recunoscut vina. Pentru ce ați fost adus la poliție? Ce anume ați făcut, povestiți cum s-a întâmplat acasă? La moment, suspectul este plasat în arest pe un termen de 30 de zile. Conform legii, tânărul riscă pușcărie de până la 5 ani.